Vă mulțumesc în primul rând că ați dat curs invitației noastre. V-am invitat pentru a comunica două aspecte importante din viața organizației PSD Petrila și prin intermediul noastră vreau să comunic și petrilenilor. Deci, în primul rând, alături de mine se află domnul profesor Chința Radu, director la Clubul Copiilor Petrila, și Marius Helju, consilier local din partea organizației PSD Petrila. Domnul profesor Radu Chința a hotărât să vină alături de mine în echipa PSD. Vreau să vă spun că dumnealui nu a fost membru PSD până la momentul ăsta. În urmă cu câteva zile, o săptămână sau chiar mai mult, am avut mai multe discuții și dumnealui mi-a spus că este hotărât să vină alături de mine, să intre în echipa PSD, să ne sprijine și împreună să câștigăm primăria orașului Petrila și, bineînțeles, majoritatea în Consiliul Local. Vreau să vă spun că de nou profesor mă leagă peste 4 ani de colaborare pe funcția de primar și în perioada cât am fost viceprimar am colaborat cu dumnealui. Pot să vă spun că dacă mergeți în parcul copilor o să vedeți un gărduleț frumos și vreau să vă zic că domnul profesor are o mare contribuție acolo prin ideile pe care ne le-a dat dumnealui și, bineînțeles, edilul urban, societatea noastră este cea care a pus în operă ceea ce se vede acolo. Al doilea aspect, zic eu la fel de important, este faptul că organizația PSD Petrila a hotărât ca pentru alegerile locale din acest an să mergem în tandem pentru primăria orașului Petrila, eu pentru funcția de primar și domnul Helju Marius pentru funcția de viceprimar. De ce facem acest lucru? Pentru că îmi doresc ca petrilenii să știe de la început care este propunerea PSD Petrila pentru primar și pentru viceprimar, ca nu mai târziu să trezească că altcineva este, ei au gândit sau au votat într-o direcție și altcineva ajunge viceprimar. Deci dacă ne vor acorda încrederea și vom avea majoritatea în Consiliul Local, la Petrila, primar și viceprimar va fi în următorul mandat Vasile Jurca și Helju Marius. La fel vreau să vă spun că din echipa veche a organizației PSD Petrila au plecat 2 consilieri din 12, este vorba de Dorin Curtean și Preda Adrian, și s-au retras, n-au mai dorit să candideze, dar nici nu s-au dus înspre alte partide și au rămas alături de noi. Domnul Bobar, fostul președinte al PSD Petrila, care și-a dat demisia anul trecut, și doamna doctor Vișenescu, care mi-a spus că vrea să facă o pauză în ceea ce privește politica și nu mai dorește să fie pe lista de consilieri. Restul, ceilalți 8 consilieri PSD, se vor regăsi din nou pe lista noastră, vor fi în echipă și vom ieși cu dumnealor ca propunere pentru Consiliul Local al orașului Petrila. Eu atât am avut să vă spun, am fost foarte scurt și dacă sunt întrebări din partea noastră... Domnule Chința, înțeleg că n-ați mai făcut parte din PSD, dar din alt partid politic ați făcut parte până acum? Da, am mai făcut politică undeva acum 7 ani. Am fost membru PNL. N-am dorit până acum să ader la partidul din care face parte domnul primar, dar consider că acesta este un moment bun, în sensul că poate în acest moment în care suntem, partidul este în opoziție, se face cumva și o selecție a oamenilor, poate că pe viitor vor fi oameni care, mă rog, vor duce ideile social-democrate în altă direcție. Eu acum, dacă m-ați întrebat treaba asta, vreau să vă spun că, în primul rând, pasul ăsta l-am făcut pentru că mă leagă o prietenie, cum să zic eu, importantă pentru mine, cu domnul primar, Vasile Jurca. Într-adevăr, cum spune dânsul, în ultimii 4 ani am avut tot felul de
colaborări. Eu mă ocup de peste 20 de ani de educația artistică a copiilor din Petrila și mi se pare că din toți cu care am interacționat în perioada asta, cel mai bine mă potrivesc și ideile pe care i le-am sugerat au fost în mare parte integrate în, să zic, în viața socială, în cazul domnului primar. Deci cu dânsul m-am înțeles cel mai bine și pentru asta am făcut acest pas, ca să-l susțin eu și ca să-l susțin în continuare comunitatea petrileană, pentru că este nevoie de, zic eu, de oameni tineri, de oarecare deschidere, de soluții frumoase pentru acest oraș, pentru viitor. De când sunteți directorul Comunei? Păi m-am prezentat la concurs în anul 2016. A mai fost un an înainte, în 2013-2014. În 2016 m-am prezentat la concurs. Mandatul mi se încheie acum, peste câteva luni, să zic. Nu ăsta este neapărat scopul principal al imersiunea politicului cu educația, dar am considerat că poate prezența mea alături de domnul primar este un plus. Și faptul că eu îmi doresc ca pe viitor orașul Petrila să aibă funcția de primar pe domnul Vasile Jurca. Când s-a luat demul cu domnul Curtea? Și de ce? Pentru că așa s-a câștigat primăria. Da. Din punctul meu de vedere, tandemul s-a rupt pentru că Dorin Curtean și-a dorit, din momentul în care a venit pe funcția de viceprimar, știa clar ce vrea, adică își dorea să candideze în acest mandat la funcția de primar. Deci orice soluții aș fi încercat eu să găsesc, sau am încercat să găsesc, au eșuat, orice propuneri, pentru că mi-am dat seama că dumnealui își dorește cu tot din adinsul să candideze la funcția de primar. Nu a existat nici, n-a fost un scandal, nu, și la momentul ăsta vorbim, până la urmă, eu l-am înțeles, este dorința lui, știți bine că și în perioada cât a fost cu Păducel, la fel și-a dorit să candideze, a și candidat în 2012, deci... Și n-am înțeles a doua întrebare. Atât, deci despre asta. Puțin, eu am fost coleg de generație cu Dorin Curtean și suntem în relații bune, spun eu, adică n-am avut conflicte și am încercat ca să îl conving să rămână alături de noi, dar n-a avut. Deci nu numai domnul primar, și noi, adică cel puțin eu, dar știu că și alți colegi consilieri, am încercat să mergem mai departe, din păcate nu s-a putut, viața merge mai departe și vedem ce se va întâmpla. Dacă Dorin Curtea nu dorea să candideze ca primar, rămânea în continuare propunerea de viceprimar sau vă credeați de celălalt primar? Pentru că... Da, cu siguranță. Eu am spus-o de la început. Consider că o echipă câștigătoare nu se schimbă, da? Deci eu nu mi-am dorit niciodată să schimb echipa câștigătoare. Dacă el nu își dorea să plece din echipă, ne prezentam în fața electoratului din Petrila în aceeași formulă. Ăsta e răspunsul clar și pot să confirme colegii mei consilieri, ne-am întâlnit de mai multe ori și le-am spus lucrul ăsta, i-am întrebat, cred că începând de anul trecut, din vară, din toamnă, i-am întrebat care, dacă se gândește vreunul să plece din echipă, la momentul ăla nu mi-a spus niciunul, le-am și spus că indiferent ce hotărâre vor lua, nu voi face demersuri să schimb pe vreunul dintre ei. Nici din Consiliul Local, nici din viceprimar. Eu sunt om de cuvânt. Toți cei care au venit în 2016 în echipa mea, le-am promis că vom finaliza acest mandat împreună, indiferent de decizia pe care ei o iau și așa am vrut să procedez. Pentru că la un moment dat mi s-a reproșat de ce nu l-am schimbat pe Dorin Curtean și am spus nu l-am schimbat pentru că eu i-am dat cuvântul că va fi viceprimar până la finalul mandatului și așa vreau să se întâmple. La acest moment a demisionat din Petrila? Nu, nici n-a demisionat. La momentul ăsta nici el, nici Adrian Preda nu și-au dat demisia. Probabil le-a fost teamă că dacă își dau demisia îi dăm afară din partid sau din Consiliul Local. Că acolo era problema din funcția de viceprimar și Consiliul Local. Nici nu le-am cerut să-și dea demisia. Ei intră conform legii în cele 90 de zile înainte de alegeri. Cred că au posibilitatea să se orienteze înspre orice alt partid. Deci nu, n-am făcut și nu voi face absolut niciun, și dacă se vor amâna alegerile și nu vor fi și se vor amâna în privare, nu voi face niciun demers să-i exclu sau să-i dau afară.